așa se vede pe autostradă, se termină. M-am gândit târziu, are 5 km ce se vedea deasupra. Asta e a doua care o văd, am mai văzut una la Frankfurt. Da? Aici sunt aproape de Hamburg, undeva periferie de Hamburg. Sau nici așa. Mă îndrept de la Lübeck spre Hamburg. Deci pe autostrada 1 este a doua stație. Cred că e stație de încărcare, părerea mea. Deci amândouă au 5 km și cea de la Frankfurt și cea de aici. Arată ca niște linii de tramvai, dar dublate, practic, ca liniile de troleu. Totul sunt diferite, pentru că pe ele o să meargă camioane cu pantograf, asemănătoare celor care sunt montate pe tramvai. Probabil că sunt duble din cauza că, fiind pe cauciuc și nu-i pe șină, să ofere toleranță, să faci un pic stânga-dreapta pe bandă. Cred că sunt stații de încărcare. Practic, când intri sub ele, ridici pantograful și în cei 5 km pe care mergi sub ele, cu pantograful ridicat, încarci baterie. Bănuiesc, habar n-am. Eu așa bănuiesc că asta o să fac. Și dacă o să funcționeze treaba asta, probabil că se va implementa și în alte țări. Rămâne de văzut. Ar fi stații de încărcare electrice, în sensul că încarci din mers camion. Și pe parcare, când te pui la pauză, îl încarci la prize. O să fie prize pe fiecare loc de parcare. Zic, cred, nu știu, vedem. Pa!